acum aman pe ea. Bravo! Acum pentru Grecu și Mircea, care nu au vrut să mă asculte, priviți râul și altă dată să nu mai spuneți. Ia uitați câte lemne sunt căzute. Priviți râul. Deci virajul la stânga, se urcă pe albia râului, hop-hop. O căruță de lemn. Bun, că nici până aici nu ajung, că e plin. Ia uite-te. Ia uite. Bun, acum acolo sus după viraj. Până acolo am fost data trecută, dar este imposibil de trecut, că sunt foarte, foarte multe lemne. Aici, data trecută, nu am reușit să ies în partea asta. Am vrut să ies pe drumul ăsta. Nu s-a putut. Deci am încercat de foarte multe ori. Nu. Vedeți, da? Deci se vede. Deci să mă credeți data viitoare când vă voi spune că este blocat. Da? Ai auzit greu. Cu... Și acum câteva cuvinte pentru Grasul, care e un lăchioi și pe râu. Uite băieții campion care urca sus. Aici, da, ori ajuns pe râu. Și tu n-ai ajuns, lăchioiule. Câteva cuvinte pentru el. Ia zi, Zanfi, să vină să-l înveți cum e pe râu. Zi, domnul Zanfi. Trebuie să vii să-ți arăt, Paul, cum merg pe râu. Așa. Adi? Eu nu mă pot pronunța. Nu l-am văzut. Claudiu, zice, mă. Nimic de zis. Hai, mă, mi-e frică de măcelare. Asta nici măcar nu întoarce capul. Mă las, că zic eu, ești un lăchioi, mă. Și în altă dată să mă ascult, fraiere. Cafe!